Dragilor, astăzi vă spun cum să vă alegeți apa citind eticheta. Pe piață sunt două categorii de ape: cele care au etichetă completă și ne spune ce minerale conține apa și în ce cantități. Și ape, așa zis apă de izvor cum este aceasta, sunt îmbuteliate din pânza freatică, din Ilfov, incomparabilă cu apa minerală naturală și chiar dacă legea le permite să scrie doar apă de izvor, eu nu aș cumpăra-o pentru că nu știu ce se află în compoziția ei. Eticheta este cartea de vizită unei ape și ne spune totul despre identitatea apei pe care alegem să o bem. Fiecare apă vine cu o cantitate și o varietate unică de minerale, de aceea vă tot spun să rotiți sortimentele de apă ca să beneficiem de o varietate cât mai mare de minerale. Pe etichetă trebuie să găsim obligatoriu scris apă minerală naturală. Este esențial. Iar pe spate găsim acest tabel care ne spune compoziția chimică a apei, adică ce minerale conține. Cei mai importanți electroliți, adică mineralele de bază, Într-o apă sunt calciu, magneziu, potasiu, sodiu și bicarbonații, care sunt vedetele și sunt potențialii de tamponare, adică dau bazicitate apei. Și acum o să vă arăt cum să vă alegeți apa pentru bebeluși, pentru copii, dar și pentru adulți. Cel mai important indice după care vă alegeți apa este rezidul sec. Ne spune cantitatea totală de minerale dintr-un litru de apă. Pentru bebeluși rezidul sec trebuie să fie sub 250 de miligrame. De ce? Pentru că bebelușii au redusă capacitatea la nivel renal pentru a elimina excesul de minerale, de aceea ei au nevoie de o cantitate mai mică de minerale dar sunt toate esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a bebelușului. Vă rog, oricât vi se pare de atractivă o sticlă cu apă pentru copii bebeluși, dacă nu are trecută pe etichetă cantitatea de minerale și rezidul sec, nu o cumpărați. Copiii sunt în creștere, și este nevoie de ajustarea aportului hidrosalin. De aceea, copiii de peste 5 ani pot împărți apa fără nicio problemă cu adulții. Asta nu înseamnă că copiii sub 5 ani sau peste 5 ani nu pot bea și apa bebelușilor. Ba da, sunt ape foarte bune, vă dau doar niște repere. Rezidul sec pentru copii cât și pentru adulți trebuie să fie între 200 și 500. Fac o mențiune, toate apele minerale naturale plate îmbuteliate în România sunt ape oligominerale, niciuna nu are rezidul sec de 500, artezia are cel mai mare rezidu sec, 450, această apă este o minunăție de apă, o bijuterie, o să vă fac un video separat pentru ea, foarte bună la gust. Toate aceste ape sunt extraordinare uh, pentru a fi băute atât de către copii cât și de către adulți. Perla Harghite a fost cu mine în Dubai, este o bucurie și o minunăție de apă. Uh, a fost bucuria copiilor ori de câte ori făceam degustări, a fost apa cea mai iubită. Vine cu 6 minerale naturale esențiale, cantitate foarte bună de bicarbonați, rezidul sec 357. Este minunată această apă. Dragilor, nu uitați că apa este un aliment cu valoare nutrițională, preventivă și curativă. Toate apele minerale sunt extraordinare și necesare organismului. În următorul video vă spun cum să vă alegeți apa pentru perioadele în care faceți sport. Dragilor, nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să primiți notificări atunci când postez materiale noi. Nu uitați să dați share, orice share contează, împreună ajutăm și pe alții. Să fiți sănătoși!